Iarna și-a intrat în drepturi, cel puțin în zonele mai înalte ale județului, acolo unde la finalul săptămânii trecute a nins din abundență, stratul de omăt ajungând și la 30 de centimetri în unele zone de creastă. La peste 2000 de metri altitudine, vântul a suflat cu 70 de kilometri la oră, vizibilitatea fiind redusă. Salvamontiștii nu recomandă turiștilor să se aventureze pe munte în această perioadă, dar dacă totuși o vor face, să folosească echipament de iarnă. Salvatorii montani au precizat faptul că în zona de creastă, la peste 1700 de metri altitudine, vântul suflă și cu 50 de kilometri pe oră, iar stratul de zăpadă atinge și 20-30 de centimetri în unele zone. Masivul Parent, la peste 1700 de metri altitudine, a nins undeva la 15-20 de centimetri, a nins viscolit. Suntem sub cod galben de vânt. La creastă traseele sunt închise, zăpada este mult mai mare, depășește jumătate de metru și vizibilitatea este redusă spre zero. Nu recomandăm niciun traseu de creastă, nici în masivul repezat, nici în masivul Parent. Așteptăm să se mai liniștească codul acesta de vânt și după 2-3 zile doar. Turiștilor nu le este recomandat să se aventureze pe creste în această perioadă, căci substratul de omăt este strat de gheață. Dacă totuși sunt montaniarzi care își doresc să savoreze peisajul feeric creat de către mama natură, aceștia trebuie să se echipeze corespunzător sezonului cu colțari, piolet și tot ce este necesar. Și pompierii au fost în alertă după ce două persoane au rămas blocate cu autoturismul în zăpadă pe drumul județean din Feregi. Conducătorul auto și pasagerul nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar mașina a fost scoasă din nămeți.